La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. La început, tot ce înseamnă creație și manifestare s-a întâmplat datorită logosului divin, datorită cuvântului sacru. Pe de altă parte, noi știm din scripturi că toate acestea și mai presus decât acestea putem să facem de vom crede cu adevărat. Și Biblia vine cumva, în tandem și cu alte scrieri sacre ale diverselor civilizații, să ne convingă de faptul că mintea noastră se poate cristaliza ca și intenție în logosul nostru, adică în cuvântul cu putere. Pentru că există două tipuri de cuvinte. Există cuvântul gol sau sec, în care pur și simplu noi încercăm doar să transmitem o informație sau o instrucțiune, du-te și cumpără mere. Sau există cuvântul încărcat cu intenție, care devine logos, devine cuvânt sacru, devine esența manifestării. Și cuvântul la bază nu este altceva decât sunet. Sunetul însuși este format din niște părți mult mai mici, așa cum în fizică oamenii de știință au încercat să spargă moleculele în atomi, atomii în nucleu și înveliși de electroni, nucleul în protoni și neutroni și așa mai departe. La fel și în muzică se poate sparge, să spunem așa, până la unitatea de bază fundamentală a muzicii, care este nota, nota muzicală.